Salut, Roberto, încep cu felicitări, pentru că dacă am văzut eu bine, a fost ziua ta săptămâna trecută. Ți-ai avut un cadou, nu? Cu golul de azi. Bună seara, în primul rând, da, mulțumim. N-avem șampanie. Mersi, chiar era cald. Șampanie. Mulțumim, un joc excelent, toți băieții au alergat, au muncit, s-a văzut că ne-am dorit victoria. Acum așteptăm primul loc, vrem să promovăm și ce să mai spunem, s-a văzut în teren tot. Mai greu sau mai ușor decât v-ați fi așteptat? Băieții joacă, se văd, se cunosc între ei, aleargă, știu mini-fotbal. Un meci greu, dar acum tot ce a contat au fost punctele. Din ce am văzut eu, conform site-ului nostru victoriecup.ro, aveai 33 de goluri. Unde vrei să ajungi? Câte vrei să marchezi? Cât mai multe, vă dați seama, importante sunt punctele, noi vrem să câștigăm. Acum că dau eu 7 sau dau 1 și câștigăm, nu mai contează acum, important este să câștigăm. Tu ai fost fotbalist și că poate că speri să joci fotbal pe teren mare. Selecționerul României, acum a fost coleg cu tatăl tău, din ce știu. Mai ai de gând să mai joci? Da, sigur, deocamdată este un pic cam greu. Am un contract ce mă ține un pic legat. Deocamdată mă antrenez undeva la o echipă de Liga 5-a, din păcate. Dar ușor, ușor, cu ajutorul Dumnezeu, încet ce mai sus și să sperăm că se poate. Doamne ajută, deci promovarea obiectivul vostru în acest sezon și după? Și să câștigăm Superliga, bineînțeles, vrem să ajungem cât mai sus, să vedem ce se poate, dacă putem să ne batem acolo, noi asta ne dorim, să ne batem la primul loc și acolo. Acum vom vedea. De Victory Cup ce? Zim două vorbe. Cum ți se pare competiția? O competiție bună, foarte, foarte tare, se joacă fotbal într-adevăr, că e mini fotbal, că e fotbal mare, atât timp cât e plăcere, nu mai are importanță. Mersi și baftă!